Cu toate că are mai bine de 10 ani de experiență ca șofer profesionist și mii de kilometri la activ pe această rută, Vasile Huruianu, în vârstă de 45 de ani, spune că această tragedie l-a marcat profund. El își aduce aminte că în momentul impactului a crezut că a avut loc o explozie. Din instinct a tras dreapta de volan, astfel că impactul nu a fost frontal. Atunci când s-a trezit, deși era rănit la picior, a încercat să acorde primul ajutor pasagerilor. Prima imagine care a fost era aibergul s-a desfăcut, parbrizul spart, aveam în sticle peste tot cum au sărit și am încercat să cobor și nu puteam, că aveam piciorul prins în bord, s-a prins bordul cu piciorul. S-auzea țipând, plângând? S-auzea gemete, plâns, așa, mașina era deschisă toată, deci a făcut un fel de explozie. Datorită faptului că s-a strâns, presiunii care s-au creat, a explodat către exterior. Geamuri, uși, tot s-a deschis automat. Am încercat să cobor, n-am reușit, am spus că am avut explozie. În momentul în care m-am uitat în dreapta și am văzut că e iarbă, i-am zis, nu mai suntem pe carosabil. Și când m-am uitat sus, am văzut că tirul era în spatele nostru. Deci, de la momentul în care ne-a luat pe noi și până unde am ajuns noi acolo, deci este cam vreo 25 de metri, calculați așa. Am coborât din mașină, mi-am smuls piciorul de acolo, m-a ajutat cineva și am ieșit din mașină. N-ați așteptat smurtul? Nu, eu am ieșit din mașină, Marius a ieșit și el. Da, păi eu am tras și am și mai jos. Da. Și am început să scoatem oamenii. Prima dată am scos femeia care a murit. Cea de 29 de ani. Fată blondă. Respira foarte scurt. S-am pus-o jos, am încercat niște băieți, au mai sărit niște turci, probabil erau. Alți colegi din pe mașină să ajute. Nu s-a putut resuscita, era foarte fărmată, zdrobită. I-a așezat într-un loc acolo, a mai coborât unul pe picioarele lui, un bărbat, și s-a așezat jos și a murit. Și după aia noi ne-am repezit ca să scoatem copiii. Știam că avem doi copii acolo care știm în ce situații sunt. Vasile Huruianu se poate considera norocos pentru că a scăpat doar cu o ruptură musculară, având nevoie de o atelă la piciorul stâng. Șoferul îl disculpă pe conducătorul auto de pe tir, care era însoțit de fiul său, spunând că greșeala este omenească. Șoferul bulgar, la rândul lui, este, părerea mea este că și el este un om. Și omul este supus greșelilor. Acum șoferul, mașina este asigurată. Bănuiesc că sunt firme care se ocupă de chestiile astea. Toată lumea vrea să-și recupereze, știți cum e. Trebuie deci nu-l considerați 100% vinovat, îi acordați totuși circunstanțe. Vinovat este vinovat că a făcut și a făcut, dar din punct de vedere uman trebuie să avem, să ne gândim că și el este om. Și la rândul lor și ei, cred că și acolo la ei o tragedie, că dacă erau tată și fiu, trăiesc și ei o dramă ca și noi. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute încă, însă polițiștii unguri spun că tirul ar fi fost pe pilot automat și că avea viteză. Vasile Huruianu este al doilea supraviețuitor al accidentului care a ajuns acasă după colegul său care a suferit și el leziuni minore. În zilele următoare vor fi transferați de la București la Galați și ceilalți răniți.